Manifestările dedicate Zilei Forțelor Terestre, al căror patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, au fost deschise astăzi la Cercul Militar din Craiova cu o expoziție importantă de fotografie militară. Militari români din armata austro-ungară. Marele război pentru întregirea patriei 1916-1918. Aceasta cuprinde fotografii înfățișând militari români ardeleni înrolați în armata austro-ungară. Imaginile au fost prelucrate de Mircea Anghel, președintele fotoclubului Mihai Dan Călinescu, după negative realizate pe sticlă. Expoziția am preluat-o de la un foarte bun prieten al meu, bucureștean, un grafician foarte bun și un caricaturist la fel de renumit, domnul Anton Dragoș. Are de la bunicul său o colecție de fotografii realizate pe plăci de sticlă. Aceste fotografii reprezintă de fapt militari români din Ardeal înrolați în armata austro-ungară în primul război mondial. Din discuțiile cu amicul meu am constatat că imaginile acelea sunt atât de frumoase, atât de impresionante prin faptul că și printre alți militari și austrieci există însă și militari români. Militari români care de fapt au dus greu împreună cu camarazii lor acestui mare război pentru reîntregirea patriei pentru noi. Luni, fotoclubul Mihai Dan Călinescu va organiza la galeriile de artă ale Cercului Militar Craiova vernisajul unei expoziții omagiale retrospective de artă fotografică a lui Mihai Dan Călinescu, eveniment prilejuit de împlinirea chiar în ziua Marelui Mucenic Gheorghe, ocrotitorul armatei române a 18 ani de la înființarea fotoclubului. Este o expoziție omagială retrospectivă, Mihai Dan Călinescu, noi purtăm numele acestui mare fotograf român, mare fotograf craiovean, un artist fotograf de excepție, ajunsese la titlul de excelență acordat de Federația Internațională de Artă Fotografică și în fiecare an, pe 23 aprilie sau 24 aprilie, punem o expoziție omagială retrospectivă pentru că toată colecția acestui mare avocat și fotograf